Salutare! Astăzi aș vrea să-ți povestesc despre cea mai de preț învățătură pe care am accesat-o săptămâna aceasta și care m-a făcut să-mi deschid ochii cu adevărat. Acea învățătură se referă la faptul că lucrurile simple fac diferența și îți voi spune cum lucrurile simple au făcut diferența în viața mea. Salutare și bine te-am găsit la un nou vlog Experiențele lui Dragoș. Eu sunt Dragoș Roșu, hipnoterapeut și coach și pe acest canal vei găsi informații foarte interesante despre dezvoltare personală și spiritualitate. Dacă ești nou pe canalul meu, amintește să apeși butonul de subscribe și clopoțelul magic pentru a primi notificări atunci când postez câte un video nou. Așadar, concluzia pe care am tras-o eu este că lucrurile simple fac diferența. Da, este normal, probabil că am auzit-o de multe ori, dar cu toate acestea nu reușim să intrăm de foarte multe ori în această învățătură și să înțelegem efectiv mesajul. Voi începe povestirea mea cu o întâmplare prin care am trecut. Într-o zi frumoasă am ieșit să alerg în parc și după ce am intrat în Parcul Tineretului, în timp ce alergam am trecut de o băbuță, o bătrânică, pe undeva pe la 70 ceva de ani, cu părul alb, micuță de statură, foarte cochet aranjată, care mergea într-un ritm destul de rapid și eu am trecut pe lângă ea, mi s-a părut simpatic că există bătrânei aceștia care se tot timpul, în fiecare zi ies în parc, se mișcă, ceea ce este foarte important pentru spiritul, pentru mintea lor, pentru fizicul lor. După ce am dat o tură de parc, am revenit acolo pe unde am intrat și am văzut aceeași băbuță pe o bancă, stând efectiv întinsă pe bancă, cu ochii în soare, cu ochii închiși și efectiv zâmbea. Efectiv îmi transmitea o stare de pace, de beatitudine, de frumusețe, de liniște, de împlinire și fericire. Și acela a fost momentul când mi-am dat seama că e clar că suntem foarte prinși în viața noastră cotidiană, e clar că ne încărcăm foarte mult timpul și mintea cu toate prostiile care nici nu contează de foarte multe ori. Desigur că depinde și de categoria de vârstă în care suntem și atunci când suntem mai tineri, avem tendința de a fi mai agitat, de a face mai multe lucruri, de a lua mai multe acțiuni și de a pune lucrurile în mișcare efectiv. Iar atunci când ajungem spre sfârșitul vieții, devenim mai calmi, mai liniștiți, mai înțelepți, teoretic. Și această curgere a timpului este mai lentă și atunci putem să dăm atenție altor lucruri de care nu am fost conștienți atunci când eram tineri. Și chiar și așa, această bătrânică, din câte am simțit eu, era complet conectată cu momentul prezent. Din punctul meu de vedere, clar, pentru că nu am fost să vorbesc cu ea, să-i știu toată povestea, dar această bătrânică era fericită. Era în momentul prezent, simțea soarele pe fața ei și vântul care îi bătea prin păr. Era pur și simplu atât de împlinită și era o senzație atât de gustoasă pe care o transmitea, era o senzație de liniște, de așa ar trebui să trăiești viața, încât m-a impresionat foarte, foarte mult și m-a făcut să mă gândesc că de multe ori în viața noastră alergăm după mai mulți iepuri și nu prindem niciunul, de multe ori dăm atenție lucrurilor care nu contează cu adevărat și le evităm sau le uităm pe acelea care sunt cu adevărat importante în viața noastră, cum ar fi probabil familie sau prieteni, relațiile interumane, sau modul în care ne simțim noi cu adevărat în interiorul nostru sau dezvoltarea noastră ca și persoană, ca și spirit. O altă întâmplare care mi-a dat de înțeles că lucrurile simple fac diferența este atunci când am ieșit cu Penelope, cu câinele, în parc și când mă întorceam din parc am trecut pe lângă doi bătrânei, tot așa la vreo 70, chiar 80 de ani, care erau destul de gârboviți, dar se țineau de mână și mergeau ușor-ușor. Dacă se împiedica unul dintre ei, celălalt avea grijă să-l țină puternic și să nu-l lase să cadă. Eu am trecut de ei, dar Penelope a rămas puțin mai în urmă și efectiv s-a oprit în fața lor și bărbatul, bătrânelul, a spus: "Ce faci, măi, ursulache?" Și au început să râdă amândoi, să se super distreze. Li s-a părut foarte amuzant cum câinele s-a oprit în fața lor. Când am ajuns mai în față, m-am uitat în urmă, iar bătrânelul i-a deschis portiera la mașină soției lui, ajutându-o să intre în mașină, a închis-o și apoi s-a băgat și el în mașină, urmând să iasă din parcare. Și acest gest m-a atins foarte profund, m-a făcut să simt că există umanitate în tot ceea ce facem noi, există dragoste, înțelegere, există metode și gesturi și acțiuni pe care le putem face în viața noastră nebună, prin care putem să aducem un gram de liniște, de pace, de fericire în viața noastră. Este foarte important modul cum
privim lucrurile, modul cum ne raportăm la lucruri. Și luând de exemplu acestor persoane în vârstă, chiar și prima doamnă care era în parc, chiar și cei doi pe care i-am întâlnit. Și din aceste două exemple am extras că putem să fim frustrați, putem să fim obosiți, putem să fi avut o viață grea, dar în același timp, dacă ne concentrăm pe momentul prezent și găsim fericirea în lucrurile simple, în a deschide portiera pentru soția noastră, în a lua câteva secunde să vedem un cățeluș, să-l apreciem, să găsim bucurie în bucuria lui, sau să ne plimbăm prin parc sau prin natură, să lăsăm soarele să ne mângâie chipul. Sunt lucruri atât de simple de care am uitat sau de foarte multe ori uităm, și rămânem efectiv pierduți în această societate, în această lume foarte rapidă și ne mai și întrebăm de multe ori de unde vine anxietatea. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi este cât de important este să ajutăm pe ceilalți. Știu că există un curent acum venit în domeniul dezvoltării personale, sunt foarte multe cărți care vorbesc cât faci mai mult pentru ceilalți, cu atât îți va veni ție mai mult înapoi sau cu atât vei fi mai fericit, dar până nu ajungi să faci tu pe pielea ta, să experimentezi, nu ai de unde să înțelegi acest sentiment. Normal că există și în cărțile religioase scris cum că ajutându-i pe ceilalți, de fapt te ajut pe tine, dar până să ajungi la înțelegerea acestui lucru, nu ai cum efectiv să simți toate aceste lucruri, să simți acel sentiment de fericire, de bunăstare, de împlinire. Vă spun asta pentru că și eu, la rândul meu, citind foarte multe cărți de dezvoltare personală, ajungeam să mă simt prost sau ajungeam să mă simt disconfortabil pentru că eu nu ajutam pe ceilalți sau poate eu credeam că nu-i ajut pe ceilalți. Poate nu mă implicam așa de mult în anumite situații sau poate că nu ajutam cu bani sau poate că nu mă duceam la zile de bătrâni să-i ajut acolo sau în alte situații, dar chiar și așa, de ceva ani încoace am început să fac ședințele de hipnoterapie și văd din ce în ce mai mult cum acest lucru ajută oamenii într-un mod extraordinar. Observ cum oamenilor li se schimbă ori tiparul de gândire, ori conștientizează anumite lucruri și îmi scriu după numeroși clienți și îmi spun, wow, chiar a avut un impact în viața mea, am învârtit o cheie și acum pot să văd mai clar lucrurile, pot să fac lucrurile diferit. Așa că, din punctul meu de vedere, cred că fiecare dintre noi ajutăm în mod diferit. Nu trebuie neapărat să te duci să dai bani peste tot sau să te duci neapărat să te implici în anumite acțiuni, doar de dragul de a te implica pentru că știi că îți va veni ceva în locul acelui ajutor. Probabil că acest lucru este cel mai greșit lucru. Să faci ceva pentru că știi că dacă faci acel lucru îți va veni ceva în schimb. Așa că atunci când ai șansa să ajuți și simți în interiorul tău că vrei să ajuți și că iese din interiorul tău, atunci du-te și fă acel lucru și într-adevăr vom vedea că din aceste lucruri simple, aceste gesturi, aceste ajutoare pe care noi le dăm și câteodată pot fi cele mai banale lucruri, cele mai simple lucruri, din aceste lucruri găsim o fericire și o împlinire adevărată, o fericire și o împlinire pe care nu am fi găsit-o în niciun lucru material sau situație de viață. Așadar, acestea au fost trei situații care mie mi-au dat de înțeles că lucrurile simple fac diferența. Aș vrea acum să-mi lași aici în comentarii părerea ta și să-mi spui ce lucruri simple crezi tu că fac diferența. Ce lucruri simple ai observat în viața ta care te-au ajutat să duci o viață mai împlinită, mai fericită, mai prosperă. Cum te-am obișnuit și în alte vloguri, dacă vrei să experimentezi o sesiune de hipnoterapie sau regresie în alte vieți, poți accesa aici linkul de mai jos din descriere, acolo unde scrie programează-ți ședința de hipnoterapie și regresie în alte vieți și poți să intri direct în contact cu mine și să afli mai multe detalii. Dacă ți-a plăcut acest vlog, te rog să-mi lași și un like și un subscribe paginii mele. Ne vedem în următoarele vloguri. Îți doresc o zi sau o seară minunată. Pa, pa!